Percheziții în această dimineață la primăria Bogat s-au făcut descinderi la primărie, la domiciliul primarului Ion Gârlanu, dar și la secretarul primăriei și la o altă angajată. Oamenii legii au făcut percheziții într-un dosar penal privind infracțiunea de abuz în serviciu în legătură cu modul în care s-a făcut punerea în posesie a islazului comunal. Legat de aceste percheziții, primarul Ion Gârlanu a declarat pentru site-ul Instituțiile Statului. Au verificat retrocederile islazului. Deși au încărcat foarte multe documente, să știți că situația nu este atât de groasă cum pare după actele ridicate. Au cerut o hotărâre de Consiliul Local și au luat tot dosarul. Ni s-a comunicat că vom fi chemați la audieri după verificarea documentelor.